Salut! Astăzi am pentru voi un album foarte recent creat. Este dedicat iubirii și este perfect pentru cupluri, pentru persoana iubită, bineînțeles, să-i oferim ei. Are un cotor deosebit de lat, are 9 cm, iar în lungime măsoară 19, iar lățimea 14 cm. Toate paginile în interior arată la fel, au același design. Mai exact, pe prima parte a paginii avem un buzunar longitudinal, apoi avem un buzunar ascuns cu spațiu pentru două fotografii, cu un insert pentru două fotografii de 10 pe 15. Apoi dăm pagina, da? Deci pe verso, și avem o pagină desfășurată. Albumul continuă așa până la final, are 6 pagini, cum spuneam. Are un sistem deosebit de legare, de aceea este și cotorul atât de lat. Este pentru prima oară când folosesc acest sistem, dar îmi place. Nu știu dacă o să mai am ocazia să-l mai folosesc la alte albume, depinde. Haideți să vă spun pe paginile desfășurate care este dimensiunea lor, ca să știm cam ce poze putem pune. Avem 17 în lungime pe 12 în lățime. Asta vorbesc numai de spațiul imprimat. Prin urmare, aici ne intră clar poze de 10 pe 15 și ne mai rămân și 2 cm în jur de hârtie imprimată ca să se vadă cât de frumoasă e. Mulți îmi spun că nu au inima să pună poze peste astfel de hârtii, dar am încercat să folosesc hârtii cât mai, nu așa, spectaculoase, ci ca să ne lase inima să punem poze, că la urma urmei de-aia sunt albumele astea făcute. Bun. Deci, avem pe prima parte a paginii nu punem nimic, dar punem în inserția de la mijloc, avem două poze, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poze pe pagină, 7, 6, 42, numai pe 42 de poze, numai pe paginile propriu-zise. Dacă mai considerăm și coperțile, avem 42 cu 4, 46 de fotografii. Eu zic că e foarte bine. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Sper să vă placă albumul, să vă dea idei. Și mai ales sper să-i placă persoane care îl dăruiți, sau cuplu cărora îl dăruiți. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la următorul album, care va veni destul de curând. Pa, pa! O zi bună și frumoasă!